Eram prea inconștient, prea tânăr, aveam și vreo 21 de ani, când am avut accidentul de muncă și mi-am pierdut un picior. Eu am privit cu multă superficialitate povestea asta, mai afectați au fost părinții mei și cei din jur. Eu probabil nu conștientizam la momentul respectiv care sunt repercursiunile ulterioare. Totul s-a întâmplat în 1984. Atunci Silviu Prigoan a fost dus de urgență la spital, unde a rămas internat timp de 3 luni. A trecut prin 3 operații și a fost la un pas de moarte. La ultima operație am avut și un mic incident, că să nu mă mai trezesc din ultima anestezie, și am fost în moarte clinică vreo 8 minute, spune anestezistul. M-au resuscitat cu greu, pentru că au fost succesive, intrând piciorul în cangrenă. Mi s-a făcut respirație artificială și am fost resuscitat, adică bănuiesc că care mi-a fost oxigenat în continuare, că după 2 minute se intră, moare celula nervoasă din creier și, sau probabil atunci am avut sclipirea și momentul în care am devenit foarte inteligent. Prima dată ți se plânge de milă că așa e modelul, primele 2, 3, 4, 5 luni de zile, după care lumea te reșitează că nemai putând să mă duc cu gașca la fotbal, la nu știu unde, gașca își vedea de treabă, nu avea timp să stea după mine, eu în cărucior cu rotile, un an de zile am umblat în câr și așa mai departe, până mi-a făcut prima proteză. Vorbim de 36 de ani în urmă, mă gândesc că atunci nu era atât de simplu să vi se facă o proteză la comandă. Păi nu era simplu deloc, era un atelier mecanic care avea strung, ciocane, chestii de-astea, aparte de sudură, era complicat și se făcea din piele. Greutatea unei proteze era de 3, 4, 5 ori mai mare decât piciorul care lipsea și de asta era și motivul pentru care șchiopătai, pentru că trăgeai după tine o greutate, un sac de ciment legat de picior, o bilă de fier. Nu era foarte simplă povestea. La puțin timp de la accident, Silviu Prigoan a întâlnit-o pe prima lui soție, o fostă colegă de serviciu care i-a dăruit 2 copii, pe Honorius și Silviu. Mie îmi plăcea să am familie, copii mulți, grămadă și așa mai departe, adică noi am fost 4 frați în familie și am considerat că trebuie să am și eu de la 4 în sus sau de la 14 în sus, nu conta. Nu mai aveți 10. Nu, e timpul pierdut. Corect. Cât ați fost căsătorit? 7 ani. Din 86 până în 93, când s-a întâmplat decesul soției, a avut o boală de ficat care a avansat ultra rapid. Am încercat pe toate părțile și în 6 luni de zile de când am descoperit povestea, s-a stins. Noaptea când a decedat și am dus-o la spital, stăteam cu copiii, dormeam amândoi și mă gândeam, bă, stai un pic, eu nu prea știu ăștia, mai și mănâncă? Aoleu, ce fac eu de mâine dimineață? Că m-am trezit singur. Am zis, domnule, trebuie să iau taurul de coarnă. Și m-am luat de coarnă, după mormântare ne-am mutat în București, în Pantelimon, etajul 5, unde noaptea erau dormitoare, 2 camere, și a doua zi de dimineață, la prima oră, le organizam ca birouri. Aveam 2 birouri, unul era de contabilitate și unul era de patronat, unde stăteam acolo. Mi-am luat un asociat și am deschis compania de transport deșeuri, prima companie privată din București. Ați avut vreun ajutor? Nu. Înțeleg că dumneavoastră v-ați pus rapid pe picioare după decesul soției, însă copiii erau destul de mici, aveau 2 ani, în jur de 2 ani, presupun? Cel mic avea 2 ani și celălalt avea 5 ani, 6 ani. Ulterior, a trebuit să le explicați ce s-a întâmplat cu mama lor. Copiii mei s-au descurcat, pentru că așa au fost vremurile, adică nevoia te învață să fii și bun și rău și de toate. Nu. N-a fost o problemă explicatul înspre copii, pentru că cel mare știa, cel mic știa, chiar dacă a fost mic, psihicul lor bănuiesc că e puternic, pentru că ei, de exemplu, Honorius era în clasa 9 și Silvius în clasa 6 când au plecat la sud din Statele Unite, amândoi. Pentru că eu consider ca părinte că bunul cel mai de preț care îl lași copilului tău în viața asta e educația. Nimic altceva. Poți să-i lași câți bani vrei, praf îi face a doua zi la casino. Acum educația pe care Silviu Prigoan le dă propriilor copii este moștenirea primită de la părinții lui. Mama era mai severă. Tata era un tip foarte ok, foarte ok. Am avut o prietenie bună cu tata. La tata puteam să-i spun că am luat 3 la teză, ca tata să negocieze cu mama să nu rupă spinarea. Mama era... ne bătea pe toți. Cu ce însemnați mai mult la comportament? Cu mama sau cu tata? Cred că cu tata. Sunt mai cloșcă așa. Tata făcea de mâncare, tata
tata le făcea pe toate pe în casă. Era un tip greșit, cred că o și bea mult pe mama, bănuiesc. Adică sunt convins că nu poți să faci asemenea gesturi decât dintr-o mare iubire. Am fost mulțumit cu cât am avut. Am avut mult. Ok, n-am avut, foarte bine, asta e.